De multe ori, artiștii români își câștigă notorietatea în țară abia după ce valoarea le-a fost confirmată dincolo de granițe. Este și cazul pictoriței Gabriela Bodin, stabilită în Italia din anul 2000, pe când era o adolescentă. În februarie 2016 a expus pentru prima dată la București. Într-un interviu pentru DigiCult vorbește despre parcursul său de succes, dar și despre dorul de casă. Ce se ascunde în tușele unui tablou și în sufletul unui artist, aflăm chiar acum. Gabriela Bodin se simte în largul ei când pictează, nu când dă interviuri. Relaxată este doar în atelierul de pictură din Bergamo, unde transformă anonimii în personaje pe care nu ți le poți scoate din minte. S-a născut la Focșani în 1983 și s-a stabilit de 16 ani în Italia. Acolo și-a început cariera în pictură. Pornise pe acest drum încă din orașul natal, unde a studiat la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu, dar a devenit artist profesionist la mii de kilometri de casă. Nu mă simt italiană în niciun caz, româncă, mă voi simți întotdeauna. Într-adevăr, în Italia stau de ceva timp, 16 ani. Mai îmi lipsește un an ca să fac aceiași ani pe care am stat și în România, dar mă voi simți oricum româncă. Expune în Germania, China și Marea Britanie. Obține premii la competiții internaționale. Totuși, șederea în Italia a început cu o diversiune. Gabriela a abandonat pentru o vreme pictura pentru a studia la un institut de modă. Numai că atunci când ai un dar, nu îi te poți împotrivi. Revii la el mai devreme sau mai târziu. Nu am început să lucrez imediat în domeniul artei de când am venit în Italia. Am fost la școală, după care am muncit și abia în 2005 am reluat această pasiune pe care o lăsasem deoparte de ceva timp. Dar pot spune că am fost destul de rapidă din 2005 până acum în privința domeniului meu. Gabriela Bodin a preferat să descopere de una singură ce anume îi se pare relevant din ce vede în jur și ce o definește ca artist. Nu simt că datorez prea multe. Sinceră să fiu, m-am simțit întotdeauna autodidactă și școala care am făcut-o în România, într-adevăr, m-a ajutat mult, dar tot restul, stilul meu pictoric și tot ce am făcut până acum, cred că este datorită mie, pentru că mi-a plăcut foarte mult să lucrez singură, nu am avut nevoie de maestri care să mă învețe chiar. Poate fi un defect al meu, nu prea îmi place să fiu învățată, prefer să mă învăț de una singură. Chiar dacă a evitat întotdeauna să-și creioneze universul plecând de la lumile altora, Gabriela recunoaște că a avut și o întâlnire providențială, cea cu arta faimosului Lucian Freud. Portretele ei neliniștitoare sunt adesea comparate cu lucrările englezului cu rădăcini germane, nepot al celebrului psihanalist Sigmund Freud. Când am văzut pentru prima oară expoziția lui Lucian Freud în 2005 la Muzeul Körer din Veneția, m-a inspirat foarte mult. Lucrările lui mi-au dat ca un fel de iluminare în privința realității. Am început să o privesc altfel. Lucrările care le făceam în acea perioadă erau destul de asemănătoare, numai că nu aveau această pată de agresivitate cum am acum. Cred că pot spune că agresivitatea am redat-o după ce am văzut lucrările lui Lucian Freud. Gabriela Bodin nu pictează pentru a-ți face ziua mai frumoasă. Personajele te bântuie mult după ce ai ieșit din sala de expoziție. Pare că nu-și găsesc locul, au mereu un aer stingher, inadaptat și dramatic. Într-o oarecare măsură se aseamănă cu autoarea lor. Experiența emigrației își pune amprenta, chiar inconștient, pe lucrările româncii. Acest lucru cred că îl imprim în lucrările mele. Nu reușesc să-mi dau seama acum, nu este ceva la care mă gândesc. Cred că este legată de faptul că stau într-o țară străină, chiar dacă stau de ceva timp și cred că pentru totdeauna, dacă voi rămâne pentru totdeauna în Italia, totuși dorul de casă va rămâne întotdeauna. Am încercat în acești ani să-l acopăr cât mai mult, dar totuși rămâne. Nu trece. Sute de chipuri, niciun zâmbet. Sinceră să fiu, mă fascinează mai mult figura
serioasă. Fața relaxată, serioasă, zâmbetul nu mi se pare atrăgător în stilul meu pictoric. Deci, până și umbrele, pentru că eu dau foarte multă importanță în crearea umbrelor a portretului și când portretul este serios, se creează o armonie între umbre și lumină. Expoziția Retention, organizată luna aceasta în București, la Arcub, Hanul Gabroveni, nu a inclus doar portrete, ci și o serie de peisaje. Gabriela Bodin nu a mers nici aici pe calea bătătorită. Nu are tablouri cu pajiști înflorite, copaci și cascade idilice. A ales să picteze ghețari. M-a fascinat această temă pentru că, ca peisaj, îl simt foarte apropiat cu stilul meu pictoric, deci este un peisaj destul de rece, dă un sens de neliniște, și m-am și gândit că totuși în perioada actuală avem problema încălzirii globale. Cred că este un peisaj care ar putea să fie destul de rar în viitor, poate chiar pe cale de dispariție. Chiar și tema expoziției, titlul expoziției Retention, care înseamnă oprirea în timp, memorizare, m-am gândit să-l pun totuși pe pânză, acest peisaj, și să-l fac etern, măcar cu ajutorul artei. După ani de muncă, Gabriela Bodin se numără acum printre artiștii de succes din Italia. Trăiește exclusiv din pictură și poate visa la gloria mondială. Sunt reperele unei vieți împlinite, o viață care ar fi arătat cel mai probabil foarte diferit în România, unde a face artă este adesea sinonim cu a supraviețui și atât. Cred că nu aș fi avut toate oportunitățile pe care le-am avut acum, pentru că totuși în Italia m-am simțit destul de norocoasă, pentru că am fost străină în acest domeniu, sinceră să fiu, într-o altă țară, când ești străin, te privesc în alt mod, într-un mod mai bun, pentru că este ceva necunoscut pentru ei și sunt mult mai interesați la arta unei persoane care nu are legătură cu tradiția lor. Artist consacrat în Italia, Gabriela Bodin visează încă să includă în lucrările ei elemente specifice culturii românești. Autodidactă, are ambiția să ajungă în manualele de istorie artei. Trăiește ca să picteze și nu-și imaginează viața altfel. Dar trage o concluzie surprinzătoare. Suntem prea mulți artiști în lumea asta, sinceră să fiu. Un personaj paradoxal, la fel ca și lucrările sale. Ai senzația că le-ai înțeles, dar parcă totuși ceva-ți scapă. Nedumerit, dar captivat, îți dai seama de un lucru simplu. Până la urmă, arta înseamnă și mirare.